Bună dimineața! V-ați gândit să vă creați propria poveste? Pentru că nu e așa, dacă nu avem o poveste de spus, nu avem în general mai nimic pentru care să ne propunem să avem succes în viață, în profesie, în carieră, în afaceri. Era chiar acel celebru film Filantropica, mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește pomană. Sigur, e un caz extrem, dar este relevant și în business și în viața de zi cu zi. Trebuie să avem o poveste, dacă se poate o poveste cât mai puternică și inspirațională. Alături de mine, pentru a ne da niște tipsuri despre ce înseamnă să ne spunem povestea, este Adrian Birișiu, antreprenor, creatorul unui proiect dedicat acestui domeniu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Canal 33. Cât de important e să ne spunem povestea și cum a venit ideea dumneavoastră? În primul rând, bună dimineața și mulțumesc că m-ați invitat în emisiune. Este destul de important, deoarece în fiecare zi întâlnim persoane noi care fiecare dintre ei au o poveste de spus. Și mi se pare destul de important pentru simplul fapt că cât ai interacționat cu persoana respectivă, nu reușești să o cunoști într-o viață. Așa că am creat o platformă pe care lumea, oricine practic, poate să o acceseze și poate publica povestea acolo sau chiar și o întâmplare. Deci nu e neapărat, trebuie să spui povestea de viață. Poți să scrii și poezii, poți să scrii cam tot ce vrei tu în cadrul platformei. Deci e o platformă de socializare, se putea spune așa? Se poate spune că este o platformă de socializare, dar noi încercăm să creăm o comunitate. Deci este o comunitate de scriitori și cititori în același timp, care se ajută reciproc pentru a crește și pentru a se face cunoscuți. Dincolo de platforma în sine, ce înseamnă a-ți spune povestea? Le dați și niște tool-uri operaționale? În care să-i ajutăm. Da. În momentul de față, pe platformă avem un editor în care poți să scrii și publici automat. Poți să te conectezi și la blogul tău. Poți să publici povestea și pe site-ul însuși și pe blogul tău în același timp. Și le oferim și partea de editor de imagini în care își pot crea singur coperta. Cred că mi se pare destul de important pentru ca să îți ofere cât de cât puțină creativitate în cadrul platformei. Ce a schimbat acest proiect în povestea dumneavoastră? Vă spuneți povestea altfel când aveți întâlniri de afaceri? Totul a pornit acum ceva timp, acum vreo 7 ani, 6 ani, când am creat o aplicație, se numește Fără Număr Mulți, cred că o știu, și de acolo cam a pornit totul, pentru că mi-am creat o oarecare poveste și am zis că hai să schimb acel lucru din aplicații cu bani, să zic așa, să o dau într-o platformă pentru povești. Să zic, da, în momentul de față scriu o carte pe platformă, nu am publicat niciun capitol, aștept să fie gata și vreau să afle lumea povestea de acolo. Dar, cum a zis dumneavoastră, că m-ați întrebat dacă a schimbat într-un fel povestea mea atunci când am întâlniri cu oameni, am un produs care am încredere în el că va crește și o comunitate care mă suportă, mă ajută să cresc ca persoană. Pentru că dacă ne uităm la cei mai cunoscuți antreprenori și am ilustrat povestea noastră din dimineața asta cu oameni pe cum Steve Jobs, Elon Musk, Richard Branson, Bill Gates și așa mai departe, cu toții au o poveste, unii dintre ei o poveste foarte inspirațională. Povestea face uneori un brand să depășească afaceri corporative, dacă care n-au o poveste, corect, să o transforme într-un mega hit internațional. De ce își doresc oamenii să asculte povești? De ce are atât de mult impact o poveste? Pentru că inspiră. Inspiră și își găsesc oarecare, se regăsesc într-o poveste. Cum, spre exemplu, și eu m-am regăsit în anumite povești pe care le-am citit, să zic, de antreprenoriat sau de dezvoltare personală. O carte, dacă ar fi să o recomand așa, ar fi Niciodată nu mănânc singur, de Kit Ferenzi, care ne povestește cum poți deveni plăcut în societate și cum poți ajunge să obții ceea ce îți dorești tu. Cu
Ce v-a ajutat să citiți o poveste inspirațională în afacerea dumneavoastră? Apropo de această carte pe care ați recomandat, mă gândesc că eu n-am citit-o, dar pentru că ne-ați recomandat-o o să o caut. E povestea ceva care te face și să pui în practică în viața ta de zi cu zi ceva, să schimbi ceva? Mare măsură, da, pentru că, cum am zis mai devreme, ești inspirat de ce trăiește persoana respectivă și îți dorești să ajungi și tu la nivelul ăla acolo. Adică cam asta e ideea unei povești, să te inspire cât mai mult și să te motiveze în viața de zi cu zi să poți să dai tot ce e mai bun. Urmăriți poveștile care se încarcă pe platforma noastră, mai întâi, cum se numește exact? Tellars, da, cu TLLARZ. Scrie.com este platforma în față, este doar. Și de unde ați, cum ați ajuns la nume? Este de la Storyteller și am zis că trebuie să fie, să aibă un accent mai puternic și l-am scris, am zis Tellars. Ca să, și practic în toate limbile, oricum, în orice limbă ar fi, se pronunță la fel, ceea ce este un avantaj destul de mare. Și s-ar traduce povestitori, spunători de povești. Exact, exact. Și urmăriți poveștile încărcate, ați citit ceva care v-a surprins sau v-a impresionat? Am urmărit până într-un anumit punct, când au început să devină... Câte mulți utilizatori aveți în prezent? În momentul de față sunt vreo 4.000 de scriitori pe platformă, ca și utilizatori ar fi undeva la 30.000 de utilizatori lunar. Încă sunt o comunitate în creștere. Dar mergeți pe ideea de poveste mai profesională, în sensul de scriitori-scriitori. Nu v-ați dus în zona în care fiecare om are o poveste neapărat? Nu neapărat. Sunt și povești de viață scrise acolo, dar sunt și povești scrise de către scriitori. Spre exemplu, avem până acum 2 scriitori care și-au lansat cartea deja prin cadrul platformei Tellars. Adică i-am ajutat cu promovarea, editorilor le-au plăcut cărțile respective și i-au promovat și le-au băgat în librării să le vândă. Cu mulțumirile de rigoare. Aveți integrat sau aveți ca și proiect de viitor, eventual să integrați și un sistem de crowdfunding pentru aceste cărți? Sau? Ne-am gândit nu neapărat pentru aceste cărți, ne-am gândit la un sistem mai mult de donație pe fiecare utilizator. Adică ți-a plăcut povestea foarte mult, hai să-l ajut să-i dau niște bani acolo ca să poată să fie motivat să scrie în continuare. Mai există niște platforme internaționale de genul ăsta? Știu că unele sunt folosite de unii jurnaliști români pentru a-și susține proiectele independente. Sunt niște platforme, nu le pot numi neapărat competiție, pentru că în România nu sunt așa populare. Și pe România, Tellars este prima platformă de digital storytelling din România. Așa. Există, într-adevăr, dar există mai mult pe partea de jurnalism, în care lumea te aplaudă acolo mai mult. Sau există și partea de storytelling, Wattpad, care, bine, este o platformă consacrată, a făcut o crowdfunding acum vreo 5-6 ani și au primit undeva la 64 de milioane de euro. Da? Wow. Acum este o diferență de la cel la pământ. Da, și noi încercăm să creăm comunitatea asta pentru România, adică să ajutăm scriitorii români, pentru că majoritatea nu au acces la astfel de platforme internaționale. Deci, iată, dacă ai o poveste frumoasă, chiar și povestea de a spune povești, poți să fii finanțat cu 10 de milioane. Corect, de euro. Corect, într-adevăr. În momentul de față avem și sponsorizări, am găsit sponsorizări de la Telecom. Ne sponsorizează, noi promovăm în cadrul comunității noastre și ei ne ajută să creștem platforma. Chiar din punctul ăsta de vedere, mă întrebam dacă ați primit de la branduri brief-uri să spuneți povestea unui brand sau a unei experiențe cu un anumit brand, adică în sensul de utilizatori, să fie așa ca un fel de concurs. De business antreprenoriat. Da, avem câteva povești în momentul de față, se găsesc pe platformă, în rubrica de antreprenoriat business. Sunt undeva la 10 povești publicate acolo pe partea de business și au spus ei povestea, cum au început, ce au făcut și care sunt planurile lor de viitor. Și lumea le citește, chiar sunt interesați. Adică, încă o dată, poate fi o inspirație pentru o persoană care vrea să-și dezvolte un business, să citească povești de business care sunt ori startup, ori deja sunt niște business-uri
care merg. Ce înseamnă o poveste spusă în cuvinte, eventual cuvinte scrise, versus o poveste spusă în imagini, foto, eventual și video? Vă gândiți și la multimedia? În viitorul apropiat vrem să integrăm și partea de vlogging, să zic așa, în cadrul comunității. Noi ne axăm în momentul de față pe o alternativă a unui blog. Adică în loc să-ți creezi chiar un blog, așa, la să un dat, să... La un moment dat era foarte la modă partea asta cu blogurile. Ce s-a întâmplat? A preluat social media asta, giganții ăștia multinaționali, partea de blogging sau... Nu neapărat. Eu consider că mulți nu știu să-și promoveze produsul. Adică este destul de greu într-o piață așa de mare să poți să intri tu cu ceva nou. Și mă refer ca și blogger. Adică sunt atâția, spre exemplu, pe food, pe tech, pe ce ar mai fi, health style, etc. Și este destul de greu să te diferențiezi de competiția ta. Hey, toată lumea este coach sau mentor sau trainer. Exact. Nu sunt atât de multe afaceri pe care sau antreprenori pe care să-i coachuiești, cel puțin de succes, că sunt destul de puțin care reușesc, dar oameni care să dea lecții sunt mulți. Corect. Da, deci și ce ar însemna sau unde simțiți dumneavoastră că este diferența dintre a spune o poveste în cuvinte, au cuvintele în continuare putere? Da, eu consider că au putere. Au o putere, dar nu chiar așa mare ca imagine sau ca un imagine video, mă rog, sunt același lucru. Pentru că omul este demonstrat, cred că are o imagine vizuală, o memorie vizuală mult mai bună decât cea a cuvintelor. Momentan, din ce reiese din platforma mea și din partea din spate, chiar se vede că lumea încă este interesată să citească. Adică digital, din ce în ce mai mult? Digital, din ce în ce mai mult, da, 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 da. În România se pare că se îndreaptă în zona de digital. De fapt, a intrat de ceva timp în partea asta și cred că încă are potențial, e în creștere. Și pentru că ați început cu o aplicație pe telefonul mobil care a avut foarte mult succes, apropo, care a fost secretul acelui succes? Care credeți că a fost ingredientul? La primei aplicații la pe care am făcut-o? Da. Cred că România. România, adică eram și... Eu cred că atunci când lansezi o aplicație trebuie să fii și în perioada, cum să zic, de succes. Adică trebuie să prinzi... Pe val. Pe val, exact. Trebuie să fii pe val. Și acum 7 ani abia apăruse iPhone 4, 5 și toată lumea era interesată de ce aplicații au mai apărut. Cred că ăsta a fost unul din principalul succes al aplicației. Și au mai urmat și alte aplicații pe care le-am făcut. Se găsesc în cont și în total, să zicem, 10 milioane de download-uri al aplicației fără număr. 10 milioane da, de download-uri? Nu m-a așteptat niciodată. Asta înseamnă utilizatori unici? Utilizatori unici, da. Da. Și doar din România? Da, sau... doar din România. Adică unul din doi români a downloadat aplicația exact. Dumneavoastră. Foarte tare! Vreau să vă întreb dacă pentru povestea cu storytelling aveți o aplicație sau aveți în gând să faceți și o aplicație pe telefon? Avem în gând să facem o aplicație. Am avut o aplicație lansată beta pe store. Momentan am scos-o deoarece avea niște probleme tehnice, dar suntem în proces de a rezolva aceste probleme și a relansa-o pe magazinele virtuale. Vă mulțumesc frumos pentru prezența în Business Matinal și pentru că suntem la povești de succes și pentru ideea de a spune și cum se poate spune o poveste. O să vedeți o poveste foarte inspirațională spusă de singurul român care are titlul de Sir. Este vorba de Sir George Iacobescu. Să ascultăm povestea lui. Acesta este un mesaj pentru toți prietenii și colegii mei, prietenii mei din trecut, prietenii mei de astăzi și prietenii mei, sper, din viitor. Tot ce facem în viață este rezultatul pregătirii din copilărie și din tinerețe.
Pentru mine, această pregătire a fost liceul Cantemir Vodă. Când am ajuns la Montreal, după aceea la New York și după aceea la Londra, am realizat că tot ce știam a fost pus, baza a tot ce știam a fost pusă la școală, la liceu. Și liceul este unde am devenit din băiat om, unde am învățat despre cinste, despre onoare, despre caritate, despre cum trebuie să te comporți în societate, despre cât greu trebuie să muncești și cum să respecti și cum să duci cu tine onoarea națiunii tale. Rezultatul la tot ce am învățat este că am reușit să construiesc întâi la New York și după aceea la Londra al doilea centru financiar cel mai mare din Europa. Așa că atunci când mergi la New York sau când mergi la Londra și te uiți la skyline, când te uiți la cer, poți să te gândești că a fost construit de un absolvent al liceului Cantemir. Speranța mea este că tinerii care studiază astăzi la liceul Cantemir vor urma acest exemplu și pleci de la liceul Cantemir, poți să ajungi oriunde în țara ta sau în lume și să faci onoare și liceului tău și națiunii tale și vei fi totdeauna pregătit și vei fi unii dintre cei mai buni ambasadori pentru țara ta. Sărbătorim 150 de ani de la înființarea liceului nostru și ce doresc liceului este un alt 150 de ani cu aceleași succese, să meargă din ce în ce mai bine și să producă oameni din ce în ce mai buni care să reprezinte țara și să fie totdeauna o mândrie pentru poporul nostru. Ne-am reîntors în platourile Canal 33 și de la arta de a ne spune povestea o să aflăm despre felul în care alții au știut să spună povești despre cum să trăim mai sănătoși, despre cum să avem o altfel de viață încă de acum câteva milenii. Alături de mine este Ovidiu Cordiș, specialist în terapii manuale, cu care astăzi voi vorbi despre Ayurveda. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Ce înseamnă Ayurveda, domnule Cordiș? Ayurveda, tradus, motamo, ar însemna știința despre viață, știința despre sănătate, știința despre echilibru vieții în tot ceea ce facem noi. Și cum a pătruns în viața dumneavoastră? Înainte de a afla cum poate pătrunde în viața noastră și ce poate schimba în bine. Păi totul a venit odată cu studiul celorlalte terapii, descoperind și despre medicinile orientale, a prezentat interes, ca să zicem așa, din perspectiva faptului că Ayurveda privește corpul holistic și atunci tot ce e holistic mă interesează. Și am început să abordez domeniul de studiu și al Ayurvedei pe lângă terapiile manuale. Prin ce este diferită Ayurveda de alte terapii, nu știu, alternative, complementare, cum am putea să le numim? Nu aș putea să spun că este diferit de celelalte sisteme, efectiv, ci modul de abordare este specific zonei de unde provine. Haideți să intrăm puțin în amănuntele. Da. La fel ca și medicina chineză, cumva aș face cumva o comparație între cele două, pentru că se aseamănă din perspectiva abordării omului holistic, a un întreg, dar cu fiecare cu specificul propriu. În medicina ayurvedică, se spune că la creația universului au existat 5 forțe majore sau cele 5 elemente majore care ar fi pământul, apa, focul, aerul și eterul și din acestea s-a constituit după aceea corpul ca un întreg. Asta regăsim și în ceea ce se spune în Ayurveda ca fiind tip constituțional. În Ayurveda tipul constituțional sau prakriti, cum îi spune, este alcătuit din niște umori. Acele umori se numesc kapha, se numesc pitta și se numesc vata. Sigur, denumirile respective trebuie cumva explicate ca să înțeleagă și telespectatorii despre ce este vorba. În ceea ce privește partea de kapha sau kapha, depinde de zona de proveniență a cuvântului și modul cum se explică,
Kava, în general, este tradus ca fiind o umoarea compusă din pământ și apă. Adică ceva ce este greu, dar în același timp are oarecare mobilitate a lui. Asta intră în componența structurii osoase, în componența structurii musculare și așa mai departe, a grăsimii corpului care menține căldura și toate celelalte. Dar pe lângă asta există și ceva care trebuie cumva să ajute la transformarea și a nutrienților introduși în corp și la transformarea diverselor lucruri și la modul cum trebuie să existe cineva care e un fel de lider și coordonează toată treaba aceasta. Și ăla este Pita, care este alcătuit din foc și apă. Mai este încă unul care este superior celorlalte două, am putea spune, din punctul acesta de vedere al organizării, să zicem, materiei, și care constituie cumva un echilibru între cele două și o răcire, o răcorire atunci când trebuie și respectiv o echilibrare a focului atunci când e necesar. Și este alcătuit din aer și eter și se numește Vata. Și asta intră în componența articulațiilor, pentru că dacă nu este, de exemplu, echilibrat acest aspect al lui Vata în corp la nivelul articulațiilor, articulațiile respective au tendința să iasă, să se dizloce, să nu fie funcționale. Și atunci e nevoie să aducem cumva partea cealaltă de kafa, de stabilitate în zona articulațiilor. În schimb, dacă este mult prea puțin Vata în articulație, articulația respectivă poate să devină și rigidă. Deci, prin urmare, sunt trei elemente. Sunt trei umori ale corpului, alcătuite din cele cinci elemente, care alcătuiesc și funcționează și permit funcționarea și funcționalitatea corpului per ansamblu. Și cum influențăm aceste umori? Prin alimentație, prin regimul de viață, prin acordarea la sezoane, atunci când ținem cont de toată treaba aceasta. De asta se și spune că în Ayurveda există reguli pe care le faci în fiecare zi, reguli pe care le faci în fiecare oră, reguli pe care le faci în fiecare săptămână, reguli pe care le faci în fiecare lună, reguli pe care le faci în fiecare sezon, în fiecare an și așa mai departe, în funcție de cum predomină. La fel este și în medicina chineză, se ține cont de toate aspectele acestea. Cât de accesibile sunt aceste plante? Pentru că vorbim de India ca țară, ca zonă de plecare, de proveniență a acestei forme de cunoaștere și de terapie. Putem noi, occidentalii, nu știu în ce măsură noi suntem occidentali, dar să spunem că facem parte din... În ce măsură putem să punem noi în practică? Păi, în Ayurveda, lucrurile importante, acum, odată cu dezvoltarea, să zicem, comerțului internațional, sigur că există și acest comerț cu plante și cu tot felul de remedii provenite din Orient, atât din India, cât și din China și din alte țări. Ceea ce trebuie să înțelegem noi este că Ayurveda este o știință care se aplică contextual. Adică dacă omul respectiv este din România, ar fi foarte bine să înțeleagă că plantele de la el din țară sunt mult mai potente, mult mai puternice comparativ cu cele din alte țări. Deci să nu mergem așa după niște plante minune despre care am auzit noi pe internet sau la televizor, care avea niște proprietăți miraculoase neapărat. Se pot folosi, dar potența este mult mai mare a celor din locația de unde ne aflăm noi. Pentru că e o rezonanță mai bună. Exact, o legătură cu pământul mult mai bună în zona de unde te-ai născut și este mult mai important să folosești plantele de la tine și respectiv alimentele de la tine din țară decât să folosești lucruri care vin de peste hotare. Acum, în timp, noi am început încet, de 30 de ani, poate mai puțin, să începem să aclimatizăm diverse plante, diversi copaci, diverse fructe și așa mai departe. Au început să intre în componența cumva a noastră, să rezoneze încet cu pământul nostru, dar eu zic că ceea ce este la noi este bun. Și atunci, sigur că necesită un pic de studiu și lucrurile se pot folosi. La fel este și cu plantele din China.
Nu spun că nu sunt bune. Sunt extraordinare, au aplicabilitate foarte bună din multe puncte de vedere. Dar ce e la tine în țară are o cu totul și cu totul altă implicare. Și nu este greu să iei un manual bun de așa ceva. Sunt o grămadă de studii în momentul de față, poate nu neapărat în limba română, pe diverse plante se pot lua și se pot face comparație și se pot folosi. Pentru cineva care nu are timpul necesar sau poate nu are aplicarea să studieze și vrea să beneficieze direct de recomandările unui specialist, ce poate face un român pe linia asta? Păi, hai să revenim un picuț la denumirea Ayurvedei. Ayurveda se compune din doi termeni, Ayush și Veda. Ayush înseamnă viață, Veda înseamnă studiu sau știință, știință despre viață. Și atunci, Ayurveda nu înseamnă remedii, nu înseamnă numai plante, nu înseamnă numai medicamente, nu înseamnă numai nutriție, ci înseamnă un stil de viață per ansamblu. De când ne trezim până ne culcăm din nou și chiar și somnul, reprezintă un mod de a ne echilibra viața. Dacă noi, de exemplu, lâncezim mai mult în pat dimineața, în intervalul de timp în care, în mod normal, ar fi bine să ne trezim, adică între 5 și 7 dimineața, este un aspect care dăunează corpului. Dacă la amiază, acum nu e vorba de copii, ci e vorba de omul cumva un pic mai măricel, la adulți începe să li se agraveze, să zicem, una dintre umori. Se numește kapha, greutatea, lentoarea, lenea. După aceea, există importanța aspectului de a consuma, de a avea micul dejun, peste care e bine să nu se treacă. Și marea majoritate consideră că dacă consumă cafea prima dată și țigara și așa mai departe, și-au luat micul dejun și uită de adevăratul mic dejun, adică alimentul. Da, uitați, am un prieten care este, la rândul lui, un cunoscător al practicilor orientale și destul de aprofundat în unele dintre ele și care are o filosofie exact pe dos. Okay. Și atunci se spune, dimineața corpul vrea să elimine diverse substanțe și nu este cel mai bine atunci să introducem noi în el altele. Să mergem pe ciclu firesc întâi de eliminare și abia mai spre prânz sau spre după amiază să începem să consumăm alimente. Bun, noi aici discutăm despre Ayurveda din textele clasice, aspecte care au fost prezentate de aproape 5.000-7.000 de ani de când sunt textele apărute și dacă ne întoarcem un pic la origine, exact cum a venit Ayurveda în lume, lucrurile sunt împărțite în două mari ramuri, ca să spunem așa. O ramură medicală, în medicina internă mă refer, și o ramură cumva pe partea chirurgicală. Ei, în ramura medicală de medicină internă, lucrurile au fost cam așa. La un moment dat, în istoria umanității, un grup de înțelepți s-au adunat pentru că bolile au început să fie foarte numeroase și nu se mai găseau remedii. Tot ceea ce cunoșteau ei înainte despre tratamentele respective nu mai funcționa. Sau funcționa foarte puțin și nu mai dura prea mult. Și atunci Consiliul Înțelepților s-a adunat, și s-au pus ei așa la... și-au pus întrebări diverse și au încercat un picuț să ajungă la un consens vis-a-vis de metodele pe care ar trebui să le folosească în rezolvarea unor probleme. Nu s-a găsit o soluție pertinentă din punctul acesta de vedere uman și s-a cerut ajutor divin. Cum au făcut treaba aceasta? La un moment dat a fost destituit unul dintre ei ca să fie trimis, să zicem, un tărâm divin și acolo, de acolo să învețe medicina respectivă și să o aducă în umanitate, să o aducă la oameni. A fost desemnat unul dintre înțelepți, Bharadvaja se numește, și omul respectiv a fost trimis în acel tărâm divin. El s-a dus, a învățat ce avea de învățat de acolo, a revenit și a început să învețe oameni. Învățătura respectivă este transmisă până în ziua de astăzi
într-un tratat care este cumva un comentariu al tratatului principal al lui unuia dintre discipolii lui Bharadvaja, Agnivesha, și tratatul respectiv se numește Charaka Samhita. În studiu efectiv al Ayurvedei, este foarte important ca tratatele principale de medicină să fie studiate și cunoscute ca pe o poezie. De aia și scrierea lor este oarecum ușoară, ca și mod de scriere, ca tocmai să poată fi reținută, să poată fi memorată, astfel încât atunci când ai o patologie, conform cu ceea ce întâlnești în situația de față concretă, știi că în tratatul cutare, la pagina cutare, capitolul cutare, versetul cutare, găsești explicația concretă și modalitatea de gândire în tratament. Nu tratamentul în sine neapărat. Deci nu, acolo avem, nu știu, o problemă cu dinții, să zicem, și te duci în tratatul cutărescu, găsești la capitolul cutare, respectiv pagina cutare, versetul cutare, planta care trebuie sau medicamentul, modul cum se face medicamentul pentru problema respectivă. Nu, modul de gândire. De aceea am spus că Ayurveda se adaptează, conform și a ceea ce spun ayurvediștii adevărați, se adaptează la situația și contextul unde este acel om și nu doar cu plantele din Orient, cu plantele din India. Prin urmare, planta este un remediu, dar nu este principalul remediu. Principalul remediu este schimbarea modului de a gândi. De a gândi și de a... Și aceste tratate îți dau niște indicații în funcție de anumite simptome pe care le ai, unde ai niște probleme de gândire. Da, ne puteți da niște exemple? Și locația, de exemplu, acelor umori este diferită în corp. Că, de exemplu, dacă luăm tubul digestiv, păi una este o umoare la începutul digestiei, la nivelul stomacului, alta este la nivelul intestinului subțire și alta este la nivelul intestinului gros. Toate aceste umori se combină la nivelul corpului și formează ceea ce este corpul per ansamblu și modul lui de funcționare. Păi eu la nivelul intestinului subțire am nevoie de foc care să-mi ia alimentul respectiv, să înceapă să mi-l descompună și să mi-l transforme în nutrienții de care am nevoie. Dar am nevoie și de ceva care să transporte nutrienții respectiv unde am nevoie. Ba mai mult decât atât, rezultă niște produși de descompunere de care corpul se poate debarasa. Și atunci există partea de eliminare. Dar în Ayurveda nu sunt doar plantele. În Ayurveda, ca și medicamente, folosim, de exemplu, și mineralele. Și atunci un mineral, în funcție de cum îl prepari, în funcție de cum îl pregătești, poate să fie folosit. De aceea Ayurveda, de exemplu, este cunoscută, sau una din ramurile Ayurvedei, se ocupă cu regenerarea sau reîntinerirea, sau termenul modern ar fi geriatria. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, apar diverse modificări ale corpului, diverse îmbătrânirea corpului. Ei, îmbătrânirea aceasta poate să vină mai devreme sau poate să vină mai târziu, poate să vină cu boli sau poate să vină cu o anumită formă de sănătate, o anumită stare de forță pe care e recomandat din punct de vedere oriental să fie corpul. Și atunci Ayurveda conține și anumite preparate, așa zis, alchimice, pentru că o parte din Ayurveda înseamnă și alchimie, în care iei mineralul brut, cum ar fi de exemplu și mercurul, și se prepară. Mercurul brut este rocă. Ei, ca să îl transform să fie, nu este mercurul din termometre. Aia e sinteză chimică, e cu totul altceva, e altceva. Ei, mercurul respectiv, ca și mineral, îl iei și începi încet, încet să-l desfaci, să-l purifici, cum se spune. Și pentru asta sunt diverse procedee. Unul dintre ele, de exemplu, necesită undeva cam 18 ore continuu să faci o anumită manevră. Atunci îți trebuie și o răbdare anume care trebuie să o faci. Și pe lângă toate treburile astea, în Ayurveda, o parte frumoasă și mult răspândită în momentul de față în Occident despre Ayurveda este așa numita terapie Panchakarma. Pancha înseamnă 5, karma, acțiuni. Panchakarma conține niște procedee de curățare, de purificare, de eliminare a ceea ce a blocat funcționalitatea atât a simțurilor cât și a corpului în ansamblul lui.
și face parte aici și parte, să zicem, purgația sau vireceana, mai este voma terapeutică, care un pic este altceva decât ceea ce fac unele persoane care au probleme cu... care consideră că sunt tot timpul grase sau și își provoacă vomă. Mai este nasia, care are, de exemplu, un beneficiu foarte bun la nivel de ochi, la față, în general, ochi, nas, urechi, creier, și în funcție de uleiul, cu sau fără diverse plântuțe, în care se fierb, în uleiul respectiv se fierb diverse plântuțe, și se introduce la nivel nazal, pentru că de aici, de la nivelul nazal, fiind cale comună și cu ochii și cu urechile și mai ales cu creierul, poate să influențeze în bine funcționalitatea acestor simțuri. Sau mai există așa numitul, în Occident s-a răspândit foarte mult termenul de masaj ayurvedic. Ayurveda nu descrie niciodată în niciun text străvechi masajul. Este abhyanga sau ungerea. Care e diferența? Păi, în abhyanga tu iei diferite părți. Există și automasajul, care ar fi bine să fie făcut, de exemplu, în fiecare dimineață. Putem să luăm un pic de uleiuț și să dăm pe cap, pe ceafă, pe față, pe nu pe lavalier. Scuze. Pe mâini, pe picioare, pe abdomen și așa mai departe. Și toate aceste lucruri îmbunătățesc sau zonele care sunt des folosite în timpul zilei să fie folosite. Conceptul de masaj ayurvedic este un concept mai modern, în care un medic din Ayurveda, din India, a venit la un moment dat, având contact cu occidentalii, să le prezinte o modalitate modalitate diferită de a înțelege ungerea respectivă cu ulei. Occidentalul, în momentul în care a învățat, când s-a fondat prima dată masajul suedez, a fost o compilație din mai multe stiluri și din contextul suedez, că în Suedia e masajul suedez, practic, clasicul. A luat și de la el din țară, a luat și lucruri care le-a învățat de prin alte părți și a constituit masajul suedez. Bun, dar masajului suedez îi lipsește o anumită parte. Partea respectivă se referă la modul cum faci masajul, modul cum te miști, modul cum acționezi asupra articulațiilor, care în Ayurveda se pune foarte mare accent. Mai mult decât atât, articulațiile respective, ca să funcționeze, trebuie să ajungă la ele și structura musculară care să fie relaxată. Și atunci, modul cum se aplică toată treaba aceasta a constituit, să zicem așa, a dus la fondarea masajului ayurvedic ca termen. Dar el în textele tradiționale nu există. Este abhyanga sau ungerea cu ulei. Ce efect are uleiul asupra corpului? Contează tipul de ulei? Contează tipul de ulei, că unul este, de exemplu, uleiul de susan, care are tendința de a încălzi corpul, și alta este, și care este bun, de exemplu, în sezonul rece, când vine sezonul rece, iarna și așa mai departe, sau când sunt diferite problemuțe când persoanele sunt mai slabe și au problemuțe cu articulațiile și se folosește. Și alta este, de exemplu, uleiul de floarea soarelui, uleiul de porumb, care au naturi reci și care, de exemplu, în timpul verii ajută corpul să se mai răcorească, să fie mai ușor de suportat căldura. Ce ne lipsește nouă occidentalilor în înțelegerea corectă a rolului articulațiilor și naturii articulațiilor, apropo de ceea ce spuneați despre masajul suedez, că nu a reușit să integreze foarte bine partea aceasta? Cred că ce ar trebui să înțelegem foarte bine este rolul articulațiilor și rolul mișcării. Oricum, problema, atunci când avem probleme, de multe ori în articulații le avem, mai degrabă decât în mușchi sau... Articulațiile sunt un fel de receptor, un fel de barometru al stării de funcționare bună sau mai puțin bună a corpului. Nu neapărat problemele provin de acolo. De exemplu, bolile reumatice de multe ori sunt date de excesul de aer în ele, din perspectiva ayurvedică. În medicina occidentală, lucrurile sunt de multe ori datorate unor bacterii anaerobe care se dezvoltă acolo.
De exemplu, există un anumit stil de masaj, o anumită modalitate de a masa corpul în care se folosesc și uleiuri esențiale și pe care doctorul, de exemplu, Gary Young l-a dezvoltat și în care s-a dovedit de-a lungul timpului faptul că la nivelul coloanei deformările care apar, cum ar fi scolioza, cifoza și alte patologii, nu neapărat cele provenite din naștere, sunt ca urmare sau datorate faptului că se formează bacterii anaerobe între stratul de piele și structura osoasă propriu-zis și dezvoltarea respectivă determină la nivel osos o deformare atât fizică cât și de poziție a vertebrelor. Nu este singura cauză. Dânsul a descoperit aceste lucruri în urma practicii de o viață întreagă și cumva tindem să dăm crezare pentru că nu a fost singurul care a descoperit treaba asta, ci s-au făcut diverse studii, sunt lucruri publicate, nu este o aberație sau o divagație mentală a unui om, ci sunt studii făcute pe treaba aceasta și tipul de masaj aplicat și de dânsul și făcut bine determină cumva înlocuirea bacteriilor respective sau îndepărtarea bacteriilor respective și crearea peliculei, să zicem, de aer protectoare între piele, stratul de piele și partea de coloană vertebrală și atunci dă posibilitatea funcționării, rehidratării, refuncționalității normale a corpului, deci, a coloanei vertebrale. Nu există lucruri care nu pot fi reversibile într-o anumită măsură. Cum zicea un profesor de-al meu, atâta în afară de cazul că ceva lipsește și mai greu să pui înapoi. Acum nu știu ce să zic, că există, de exemplu, și o terapie modernă pe care a dezvoltat-o un medic din Germania în urma mai multor studii și care spune că sunt multe lucruri reversibile, terapia se numește terapia genică și care printr-o anumită stare de o anumită formă de alimentație echilibrată și un anumit stil de viață se pot elimina chiar și anumite gene patologice din corp. Nu pot să spun că am aplicat această terapie și că știu foarte, foarte multe, dar după descrierile și lucrarea dânsului putem tinde să dăm crezare sau cel puțin putem să studiem și dacă obținem rezultate, ce ne oprește. Și cum introduceți și folosiți Ayurveda în practica dumneavoastră? După modalitatea de integrare, să zicem, și din punct de vedere de terapie manuală, de osteopatie, sigur că mă iau și după puls, după tipul constituțional. De aceea la mine și anamneza durează un pic mai mult în prima ședință, luându-mă sau făcând în așa fel încât pe om să-l întreb și de dacă se poate din momentul nașterii ce s-a petrecut sau eventual chiar și în timpul sarcinii ce a fost, punând cap la cap informațiile, văzând care este stilul de alimentație, stilul de viață și așa mai departe, dând anumite sfaturi. Nu recomand medicamente, pentru că nu asta este treaba mea. Treaba mea este să ofer niște sfaturi competente, practice, pe care omul le poate folosi în situația lui. Pentru că așa, și dacă le folosesc oamenii sau sunt de lăsători? Folosesc o zi, două și se pun pe trebuie, ca și terapeut, trebuie un picuț să înțelegem că răbdarea este un aspect de care trebuie să ținem cont. Și unii înțeleg de la început, alții nu. Unul din profesorii mei, cel puțin cel cu care am studiat Ayurveda, este destul de tranșant în treaba asta și spune foarte simplu, problema e a ta, boala e a ta, suferința e a ta. Dacă n-ai făcut nimic sau nu faci nimic din punctul acesta de vedere, înseamnă că nu te doare, nu suferi suficient. Du-te acasă până suferi suficient și vină înapoi când ești motivat. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cordici, pentru prezența în matinalul de business și vă așteptăm să continuăm călătoria noastră prin modalitățile de terapii alternative, mai ales cele inspirate din Orient. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, revenim după o scurtă pauză publicitară.